Bună ziua, dragilor! Bună, bună! Servus tuturor! O nouă emisiune verde în față. Din cauza alegerilor care vin, trebuie să schimbăm formatul. Și Oleg m-a luat prin surprindere și a zis că să mă prezint eu. De ce? Fiindcă urmează să se implice în strângerea de semnături și ca atare cineva trebuie să-i preia la ștafetă, așa că preluăm ștafeta nu din România, ci prin Scandinavia, așa, de-a roata. Și iată că trebuie să și improvizăm, urmând ca pe parcurs să mă învăț și pe partea tehnică, astfel încât să-mi ajut colegii din țară și din străinătate în ceea ce privește și această platformă de comunicare civico-politică a verzilor, adică verde în față, cât și cu invitații, invitat, vorbit cu ei, pregătit emisiuni, să vedem ce se întâmplă, fiindcă se întâmplă lucruri foarte, foarte minunate pe partea verzilor. Creștem ca și partid, ca și inițiativă politică civică, vine lumea către noi, vine către Florin Călinescu, lumea cunoaște din ce în ce mai mult faptul că există un partid verde, total diferit față de un alt partid verde, așa zis verde. Aceia se numesc ecologiști și au simbolul bradu. Exact, au simbolul bradu. Noi avem simbolul floarea de soare stilizată și cu acest banner verzi. Și verzi, adică Partidul Verde este partid membru al verzilor europeni, un lucru ce ne deosebește total față de partidele politice din România. În această seară vom avea o invitată și o temă foarte actuală legată de COVID. Este doamna Simona Moga din Alba. Doamna Simona este asistentă medicală. Vom vorbi câteva cifre de ce această temă de astăzi, una la mână că este actuală, a doua mi-a sărit în ochi prețurile evidente pe care noi trebuie să le plătim pentru testele COVID și am încercat să o aduc pe Simona în emisiune. De ce? Fiindcă ea este asistentă, ia legătura cu tot felul de oameni, printre care și cei care sunt infectați de COVID și Simona ne poate explica mult, mult mai bine ce se întâmplă pe teren și ce sfaturi ne dă pe viitor. Haideți să o introducem pe doamna Simona Moga în emisiune. Simona, bine ai venit și dau cuvântul, prezintă-te și haideți să intrăm în tema de astăzi. Sunt fiind luată pe nepregătite. Exact ce am zis mai înainte, protecția ce se face prin purtarea măștii, care se tot discută la și pune la îndoială, da. Da. Printr-o stare de spirit foarte bună ar trebui. Protecție, exact cum se spune, prin spălarea de mâini, fără să atingi ochii și nasul, să fii atent unde pui mâinile. Și despre recoltare, am zis înainte, sunt foarte multe feluri de a recolta. La noi cel mai uzual este cel cu recoltare din gât și din nas. Vă referiți la testul pentru a la test, afla dacă da, ai sau n-ai COVID, da, sau măcar dacă l-ai da, avut? Dacă l-ai avut, deci mai ziceam de un test, testul prin sânge, asemănător celui care cum faci testul de sarcină. Teste sunt mult mai multe. Acela determină de anticorpii, deci dacă ai avut virusul în organism și dacă corpul a reacționat suficient de bine încât să producă anticorpi. Cam asta este. Și acum impresii, vă rog, din spital, cât de real e acest pericol? E ca o gripă, poți să treacă asimptomatic sau poate să-l ia pe oricine și să-l facă zob? Clar că poate să treacă și așa și amintele. Da, deci am avut colegi care
au fost asimptomatici, este, zic eu, probabil o nebuloasă, nu știu, sunt medici care pot să dea mai multe informații. Sunt, știu cazuri în care în urma testului într-o familie unul a ieșit pozitiv, celălalt negativ, sau unul din familie, deci soțul, să zic, pozitiv și soția negativă, s-au repetat testele și au fost la fel. Deci aici este un mare semn de întrebare, modul în care se răspândește virusul. Se pare că nu e un semn de întrebare, ci e clar că testul oricare are o mare marjă de eroare. Și e foarte posibil să apari negativ, tu de fapt să fii pozitiv, dar alții mai spun că poți să apari și pozitiv. Și cineva se juca, glumea că o avocado, o banană e pozitiv la COVID, dar cine știe ce substanță chimică are banana și avocado? Ce știți despre asta? Nu. Eu nu știu despre sau e un numele fals, astea. Nu știți. Deci despre asta nu le-am auzit. Știu cazuri care s-au vindecat și care au fost tratate ca o gripă ușoară. Știu de la colege care au fost internate și au primit, deci tratamentul este simptomatic, asta spune orice medic, în funcție de simptomele pe care le ai, dacă ai febră, se combate febra, paracetamol, ibuprofen, dacă dușești, din nou, tratamentul adecvat, ACC sau alte, probabil că nu-i cazul să dau un nume de medicamente, nu știu. Pentru că nu există un tratament pentru virusul ăsta, există tratament pentru efectele lui. Da, simptomatic. Deci tratamentul este absolut simptomatic. Am înțeles că se fac și greșeli. La diagnosticare sau de care? Sau la tratamente? La diagnosticare și. Absolut. Am cazuri concrete, am o colegă care a fost diagnosticată pozitiv, la următoarele teste a ieșit negativ, deși se întreba, stând în izolare acasă, cum soțul ei, cu care a împărțit cameră, pat și tot, a ieșit negativ. Deci clar, sunt și foarte multe și foarte multe dau și foarte multe rezultate incerte. Totuși, cu toată incertitudinea asta, ar trebui să avem încredere în sistemul medical și în informațiile oficiale, pentru că nu avem alternativă. Putem să ne ducem la privați, putem să ne ducem în altă țară, dar tot trebuie să apelăm la medici și nu la vraci evident din ăștia care cu, nu știu, cu urină de vacă sau cu cărți tarot te tratează. N-am auzit despre așa ceva, deci exclus. Nici nu vreau să iau în calcul lucrurile astea. Deci nu, și nici să nu... N-am auzit și nu, nici nu le comentez, pentru că chiar sunt străină și nu... Simona, dacă nu mă înșel, tu lucrezi pe ambulanță, așa-i? Da. Ai transportat asemenea cetățenii? Da. Și care a fost reacția lor de când le-ai preluat până când le-ai dus? Până când i-am dus... Deci e o saturație mai mică, deci saturațiile pot să fie de la 90% până la 50%, poate și mai mici. Deci saturația de oxigen în sânge măsurată pe puls oximetru mici. De obicei se și vede și se spune tot timpul că cei care suportă mai greu sunt și cei care au alte afecțiuni. În cazul ăsta... Nu știu, un diabet zaharat, o glicemie mare, asta s-a văzut la cei care au avut și alte afecțiuni. Din tuse, febră mai puțin. Deci febră poate să fie, poate să nu fie. Deci nu cred că e concludent măsurarea temperaturii în instituții. Deci când intri undeva să ți se măsoare tensiunea, pentru că temperatura, pentru că cel mai concludent e de fapt saturația oxigenului în sânge, decât mai mult decât temperatura. Asta se măsoară mai greu și atunci ei folosesc o sită rară ca să-i aleagă măcar pe unii. Nu se măsoară greu, pentru că puls oximetru pus pe deget îți arată în câteva secunde. Da, să zicem că e mai dificil, pentru că ar trebui să-l pui pe degetul fiecăruia, pe când temperatura o poți lua fără să atingi. Da. Dar nu cred că e concludentă temperatura, deci nu cred așa ceva. Pentru că au fost, mi s-au spus... Spune. Sunt oameni care au febră, dar nu au COVID și nu li se dă acces la farmacie, la
magazin, nicăieri nu li se permite pentru că au febră, dar oamenii fix au nevoie de mâncare, de medicamente, de tratament. Păi, să presupunem că nu-i nimeni singur pe pământ și sau fiecare nu-i are lasă un în prieten, avion. are o familie, are pe cineva care poate să-i ofere sau dacă nu, există asistență socială care se poate să te ajute să-ți aducă acasă sau să-ți dea ce ai nevoie. Dar pierde omul biletul la Da. autobuz, la tren, la avion, pentru că avea febră, de la momosea, de la ceva. Da, sunt multe lucruri în regulă. Multe, multe, Simona, multe. Eu știu Da. că au fost multe, multe probleme și scandaluri în legătură cu materiale de protecție, măști, combinezoane, etc., etc. Cum este situația acum? S-a îmbunătățit sau Deci, trebuie să cereți identitate? La noi, efectiv, situația este așa cum trebuie să fie. Adică dotarea este cu măști, cu Da. combinezoane, cu absolut tot. Deci nu s-a pus problema în sistemul nostru, deci la noi în județ, să zic. Nu știu mai departe. Aici am vrut să zic, am făcut aseară un search, vorbeam cu un coleg, cu Emil Viorel Zirbo, care este șofer și a luat legătura cu alt șofer care a trimis niște capturi foto și am intrat imediat pe internet și am făcut un mix search să vedem care sunt prețurile la teste și omul nefiind medic nu a știut să-mi explice, domnule, prețul ăsta este de așa, așa mic, fiindcă ți se ia doar acel test, cum ai spus tu, analize de sânge, acea înțepătură. Deci, dar ce mi-a sărit în ochi a fost diferență foarte mare la testele astea COVID, pe același test, din România. Și aici dați-mi voie să vă spun câteva prețuri, deci luate la diferite instituții medicale. Regina Maria, deci ne referim la același test COVID, 340 de ron, rezultat în 72 de ore. Sanador, 350 de ron, rezultat în 72 de ore. Clinica Sante, 283 de lei. Clinica Sinevo, 285 ron, 72 de ore rezultat. Clinica Mețana, 320, rezultat între 24 și 48 de ore. MedLife, 120 de lei de ron, rezultat în 72 de ore. Clinica MedCenter, cel mai aproape de adevăr. Da, 125 de lei. Clinica Graal Medical, 120 de ron, rezultat în 48 de ore. Ce ne poți să ne spui de diferența asta de mare de preț la același tip de test? Practic se folosește. Nu am ce să comentez la asta, pentru că piața e liberă, nu se impune, nu e nicio constrângere pentru a-și pune prețurile, la fel e ca la piață. Adaos deci, comercial dacă vrea cât vrei. Adaos dacă vrea comercial să dea până la ceapa cu un leu, dă cu 300%. un leu, dacă vrea să dea cu 10 lei și are clienți, o vinde cu 10 lei. Deci e același lucru, nu, se, deci, nu știu, eu, n-am eu, ce să comentez. Exact. La Alba e 200, 250 de lei. Deci la DSP 200. Alba, 50 de lei, cred că pe 24 de ore. Știu asta pentru că m-am interesat pentru o vecină care trebuia să plece în Italia joi și avea nevoie Da. de testul COVID și au fost trimise la DSP Alba. Deci, de asta Da. zic Dar, că... Cine este testat pe banii statului? Cei care sunt internați, care ce? Veniți la urgență, medicii? Deci, m-am interesat pentru cineva care vrea să plece din țară. Deci avea nevoie de test... Înțeleg, așa, e la rapid. cerere, dar dacă ești Da, internat la sau, eu știu, într-un accident, te bagă în spital, te testează statul da, pe banii lui. da, 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 Și cadrele da. medicale, Deci probabil polițiștii și tot absolut așa. toți cei care trebuie să fie internați, întâi li se recoltează, stau o 24 de ore sau, mă rog, cât este nevoie până vine rezultatul testului în salon de izolare, după care este trecut pe secția pe care are nevoie. Da, da, da. Acum am să vin cu niște prețuri de test din străinătate. Atenție ca să vă dați seama. Deci, raportați aceste prețuri la nivelul salariului minim din România și țările respective. Deci, în Suedia, undeva între 50 și 70 de euro, 80 poate uneori, da? Ne referim deci, 250, același... să zicem. La 150 de roni. Aproape, exact. Aproape de ceea ce e în România, până la 300 și ceva, dacă zici că 70 de ron, deci cam pe Da. acolo.
Și fiți atenți, eu am aici un de la money.it, cât costă un test serologic. Acum ne spui tu ce înseamnă testul serologic. Costă în Italia, se face la cerere 15,23 de euro, adică rotund 15 euro, da? Și același test la care mă refeream, undeva la 16-17 euro în Germania. Deci, vă dați seama câte teste se pot face pe un salariu mediu în Germania sau în Suedia și în România. Să nu vorbim că alții nu au ce pune pe masă. Da, doar că, mă repet, România, cei care trebuie să fie internați sau care într-adevăr au nevoie, testul e gratuit. Deci nu se intră în spital, se intră în urgență, da, se acordă ajutorul de urgență, fiindcă echipajul din urgență este echipat corespunzător, într-un kit complet în combinezon și mască și tot ceea ce e nevoie. Dar ca să ajungă pe secție, îi se recoltează testul. Deci altceva nu am ce să zic. Da, e adevărat că se refuză internarea cuiva pentru că e plin spitalul de COVID sau ceva de felul ăsta? Adică sunt oamenii mai puțini internați pe motiv de pandemie? Probabil că sunt mai puțini internați și... Da, probabil, nu știu ce. Ca să nu riște infectare sau pentru că sunt rezervate locuri pentru cazuri din astea? Special de COVID și anumite secții sunt transformate numai pentru COVID. Da. Și. Ne întreabă Nicușor Savin pe Facebook. Am o mare nelămurire, zice omul. Dacă acest virus este o necunoscută, și aici mă refer că nu avem un vaccin, tratament, cum naiba îl detectați? Deci se poate detecta, exact cum am zis, prin testele care e necunoscută pentru tratament și pentru restul, dar pentru... Mai ales că nu e nou, e SARS-CoV-2, nu e primul SARS-CoV. E un fel de virus dintr-o familie largă care apar din când în când și migrează de la animale la oameni. Deci, medicina știe în general... Coronavirusul și COVID-19 îi un copil la coronavirusului, să zic exact, așa. Exact, da. Coronavirus sunt o grămadă și au mai fost ca... Exact, da, da. Și probabil or să mai fie... Ce vreau eu să spun este că cei care sunt interesați de acest aspect și vor să umble pe tot felul de date statistice și așa mai departe, există un site www.worldometers.info care centralizează tot felul de date statistice și au o rubrică separată pentru coronavirus. Și acolo se pot vedea toate dinamicile, adică câte teste s-au făcut pe țară, câte teste noi, câți morți și așa mai departe, ca să-și facă fiecare o idee și să nu meargă după tot felul de informații, mai mult sau mai puțin oficiale. Apropo, singurul site dedicat pentru știri oficiale în România și care combate știrile false, chiar așa se numește, www.știrioficiale.ro, și acolo ne referim. Indiferent ce zice clasa politică, că e bine, că nu e bine, că e rău, că nu ne convine și așa mai departe, acolo este un site care are știrile oficiale și la care trebuie să ne raportăm. Eu fac o comparație cu ceea ce se întâmplă în Suedia și aici politicienii ascultă, specialiștii sunt la microfon. Ori la noi vedem că este oarecum invers, sau unii chiar specialiști chiar fac politică în timp ce ne explică cum este cu acest coronavirus. Și vă rețin fraza unui specialist, adică epidemiologului șef din Suedia, Anders Tegnell, dacă nu mă înșel, așa se cheamă, care a spus adevărata cifră o vom vedea după un an de zile, adevăratele cifre. Și ținând cont, m-am uitat un pic la statistica pe Suedia ca să fac o comparație și constat că cazurile de infectare cu COVID au scăzut foarte mult în ultima vreme și aici
deocamdată sunt de părere că această imunitate de grup începe să funcționeze, dar cifrele adevărate le vom vedea peste un an de zile, poate pe vremea asta. Și s-ar putea ca acest vaccin să nu-l aflăm niciodată, chiar dacă multe țări și companii internaționale luptă și nu am nicio dubiu în acest caz, sunt peste 100 de institute de cercetare care în acest moment încearcă să caute acest virus. Simona, ce poți să ne spui despre imunitatea de grup? Crezi că se poate realiza în România? Nu știu. Nu știu. Dar ce ne puteți spune despre statistici oficiale? Că toată lumea le pune la îndoială și zice că sunt flate. Pe când specialiștii spun că s-ar putea bolnavi de COVID sau de SARS-CoV-2 să fie mult mai mult, pentru că astea sunt doar datele de oameni testați și confirmați cu COVID. Dar cât umblă, a trecut prin ei COVID, are și, cum îi zice, anticorpi. Sau chiar a murit de asta și l-au îngropat oameni în sat cu preot sau fără preot, a dispărut. N-a intrat niciun fel în statistici. Cam cu cât credeți că e mai mare statistica de infectați și tratați sau chiar decedați? Nu, deci, nu da, estima. Se poate să... Nu, n-am S-ar putea să fie mai mare. Ceva. Da, da, absolut. Cifrele absolut. Reale. Da. Mi-a plăcut o glumă de pe Facebook. Ce zice? Gluma zice că întreabă cineva pe medic, domnul doctor, cât o să mai țină pandemia de COVID? Nu știu, dragul meu, pentru că nu mă pricep la politică. Dar tocmai alimentați zvonurile despre asta, că ar fi o invenție a ocultei mondiale, nu, ca nu, să nu, ne nu. țină nu, în case. Nu, nu. Dar vă rog să interpretați în ce fel cu politica. Părerea mea personală, nu cred că e cazul să o spun aici. Da, cred că... Deci, fără doar și poate, virusul există, fără doar și poate, virusul face ravagii. Dar și că este partea cealaltă, pentru mine e foarte clar. Că e speculat și politic. Da. Și de guvernare și de opoziție. Absolut. 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 Ce? Și probabil la fel se întâmplă și în alte țări, nu doar la noi. La nivel mondial, nu numai la noi, clar. Da, eu pot să confirm treaba asta. Eu urmăresc știrile internaționale din mai multe țări. Câteodată mai des, câteodată mai rar și această problemă a coronavirusului de fapt se speculează politic în toate țările și să nu mai vorbim de unele țări care speculează chiar și conflicte armate tocmai ca să prindă pe picior greșit pe inamic. Deci lucrurile, nu mai vorbim despre dictatori și sau alte partide cu tendințe mai mult sau mai puțin extremistă. Deci lucrurile se întâmplă chiar acum în jurul nostru, chiar dacă zicem că nu se întâmplă. În afară de sfaturile astea, ce sfaturi de spălat pe mâini și așa mai departe? Dacă este să ne deplasăm dintr-un județ în altul sau dintr-o țară în cealaltă, ce măsuri ai? Cu bicicleta. Mergi cu bicicleta. Evit, avionul, trenul, autobuzul, dacă e plin. Da, deci, na, ce să zic, personal, acum o săptămână am fost în Sovat, am fost în zone aglomerate, nu... Ținea deci lumea distanța cât de cât, sau okay, nu, de obicei nu. Știrile despre aglomerație nu. Vin nu. În orașele mari. Cum este la Sovat, de un exemplu? Toți ignoră. Frumoasă de munte și... Și ce nu, să eu mai știu zic? Acum, deci, se ține de tanta, unii sunguri, unii români. Nu. Da, care, credeți că ar fi, care credeți că ar fi soluția ca oamenii să fie mai conștienți și să ia în serios pericolul ăsta? Mai multe discuții, vorbă, educație la televizor, mai multă încredere în guvernare sau măciuca mai sus de la poliție și pedepse și amenzi ca să-i sperie pe oameni? Încredere în guvernare nu-i de unde, părerea mea. Și atunci cum facem? Trebuie să iasă biserica sau cine să ne convingă să purtăm măști, să ne spălăm pe mâini, să ne distanțăm social? Asta ține de educația fiecăruia. Care educație nu se face?
Nu se face acum Ba da, pe motiv de se face COVID. destul de. Nu. Deci educație chiar se face prin mass media, zic eu, suficientă. Deci sunt reclamele la tot pasul în care se spune în ce mod trebuie să păstrezi mască, să poți mască, în ce mod trebuie să te păstrezi. Deci, educația eu cred că se face suficientă și la televizor și în alte. Da, deci nu, nu, nu. Deci Mai chiar se face acum. citisem un articol referitor, fiindcă această criză nu vine doar cu o criză sanitară și cu niște reguli sociale. De fapt, ne-a transformat toată viața socială și mai mult decât atât, chiar și viața economică, chiar și personală. Mulți au pierdut locurile de muncă, indiferent unul dintre, dacă sunt căsătoriți și au pierdut chiar amândoi sau chiar unul, este și cazul meu personal. Deci totul este întors pe dos și citeam niște rapoarte referitor la impactul economic în România și este dezastru, mai ales pe partea de Horeca, restaurant, turism și așa mai departe. Puțin vor reuși să supraviețuiască. Ca și asistentă, nu știu cum vezi tu lucrurile acestea, mai ales că îți place să călătorești. Ai sfătui lumea să meargă, să facă mișcare, sau mă rog, să facă turism în zona de, în județ, dau un exemplu, sau să meargă mai departe, dau un exemplu, din Alba la Mare, sau să Da, se rezume nicio doar la problemă. județul Alba și nicio Nicio problemă. problemă. Deci, din punctul meu de vedere, dar asta nu e valabil pentru toată lumea. Dacă îi să mai aduc o chestie absolut personală, cred foarte mult în ajutorul bisericii, în orice problemă medicală sau de sănătate. Cred foarte mult și susțin sau sunt împotriva ceea ce se spune acum fără împărtășanie. Da, poate să fie, din punctul meu de vedere, 1.000 în fața mea, dacă ăsta 1.001, da, deși am dezlegare să mă împărtășesc, sunt de acord cu asta. Deci nu Fără nicio credeți că e teamă un și fără. pericol epidemiologic împărtășania cu aceeași linguriță? Absolut. Deci, sub nicio formă, atât timp cât, cum să zic, ești convins că acolo, în Sfântul Potirii, trupul și sângele Mântuitorului, închide ușa, te rog. Nu văd nici cel mai mic risc. Nu există. Exclus. Tot așa, Exclus. Asta o e. soră medicală la Timișoara, sceptică precum dumneavoastră, nu purta nici mască și se pare că a infectat Eu toată n-am zis că nu. secția. Eu n-am Păi zis că dacă se nu port transmite mască. fără mască, cum să nu se transmită cu lingurița, doamnă? Băgată în aceleași guri, aceeași linguriță, în mai multe guri. Cum să nu se transmită? Cât de Mă sfânt trebuie rog, să nu fie știu. potirul? Păi mai spun ca Dumnezeu este? Ok. Întreb. Nu Eu cred că este întreb, ceva mai sfânt. credeam că sunteți om de știință, că ați făcut facultatea de medicină. Mulțumesc. Hai să lăsăm la latitudinea Iată, fiecăruia Cristian să Marin vedem. de la Ploiești ne întreabă: de ce nu se fac autopsii celor care, potrivit statisticilor oficiale, au decedat de COVID? Ce nu suntem interesați să vedem la microscop? Ce se poate vedea la microscop, nu știu, din cadavrul unui mort? Da, Da, procesele, intervention. am să-l contrazic. Citisem nu în limba română, că se fac aceste autopsii. De ce le se fac? Mai ales la cei care prezintă, să zic așa, eu știu, nu sunt medic, anumite lucruri deosebite și au observat multe transformări datorită acestui COVID. Inclusiv radiografiile erau total deosebite față de celelalte radiografii raportat la acest tip de virus respirator. Deci sunt lucruri care se întâmplă. Mai citisem undeva că nivelul de coagulare al sângelui este mult diferit în cazul celor infectați de COVID decât în mod normal. Deci lucrurile se întâmplă din punctul meu de vedere. Până revine Simona, sper să revină. Da, sunt aici. Imaginea, Da. o plecat, eu vă ascult. Ok. Ce vreau eu să spun referitor de COVID este modul de abordare din diferite țări și aici
există și amprenta culturală. Vedem în România cât de exaltați suntem la tot felul și isterici la tot felul de știri, indiferent că sunt pozitive sau negative, și cât de constant privesc, dau un exemplu, scandinavii și aceste știri. Mult mai calm, mult mai nu neapărat detașați, mult mai conștienți că ceea ce spune autoritățile este adevărat și se conformează. Văzusem nu odată cozi de, în special în prima parte a acestei pandemii, oamenii țineau o distanță de 2-3 metri între ei, fără să stea un polițist acolo sau un bodyguard, cum văzusem în București, la nu știu ce, la Piața Progresul sau unde, bodyguards care să-i întrebe, să ia temperatură sau așa mai departe. Am văzut oameni care erau conștienți că trebuie să se păzească și, în general, cei care au o anumită vârstă. Îi vedeam cu măști. Eu, personal, am purtat mască. Dar dacă vedeam că nu există lume și un alt, atunci, să zic așa, nu o purtam. Dar nu făceam excepție, fiindcă situația era alta. Am văzut multă lume care face mult mai mult sport ca dinainte, mult mai des. Mai mulți suedezi, și așa, suedezii sunt o națiune sportivă. Mă întreb oare cum este situația asta în România? Oleg, poate tu ne poți spune și tu, Simona. Cum este partea asta de atitudine vis-a-vis de COVID? Împărțită. Deci sunt oameni care, într-adevăr, conștienți și poartă mască și se feresc, și alții care mai puțin. Deci asta, m-am mai repetat, asta am mai spus-o. Depinde de fiecare. Cât despre sport, românii fac sport de performanțe și au mari succese la scară internațională, dar sport de mase nu prea se face și sănătatea e foarte șubredă, pentru că statul nu are politici pentru sport de mase, ca oamenii să-și întrețină coloana, burta, mușchii, inimii și tot așa. Și iată, ajung oamenii de la 40-45 de ani deja să umble în fiecare lună sau în fiecare an la spital cu câte vreo buba ceva. Trebuie neapărat să schimbăm atitudinea și a cetățenilor prin educație, dar mai ales a clasei politice, să se aloce mai mulți bani, pentru că chiar și în parcuri publice, pe aici, prin București, văd că se fac tot felul de aparate, paralele, bare, tot ce vrei, pentru copii. Dar la maturi de ce nu se gândește nimeni? Poate și un matur vrea să se întindă, să atârne, să își... Noi avem un, deci în Cugir, care e un oraș mic, da, este un parc cu aparate de sport pentru adulți. Pentru adulți, pentru copii. Și la femei, și la femei ar trebui să se gândească. Mi-am gândit că la Istanbul am văzut femei îmbrobodite, încotoșmănate, dar făceau sport, ceea ce e minunat. Acolo, sub haina aceea lor, au nevoie de sănătate toate ființele umane. Nicușor Savin era nemulțumit de răspunsul pe care l-ați dat despre laborator, dar zice, precizează, dacă face parte din clasa coronavirus, înseamnă că tratamentul și vaccinul trebuie să fie la fel. Sau ne vaccinăm de gripă și scăpăm? Ne vaccinăm ca să nu ne mai îmbolnăvim, dar ne tratăm când se găsește vreun tratament pentru această boală, nu? Am zis că tratamentul deocamdată este simptomatic. Și gripa tot așa, există vaccin pentru un sezon de gripă, după aceea ea se schimbă, mutează virusul acela și trebuie găsit alt vaccin. Da, numai că la gripă există tratament. Deci, să zic, există gripa tip B, da? Acolo trecem câteva zile cu medicamentul corespunzător, Tamiflu sau, mă rog, altele. Deci există medicamente care sunt pentru, care se dau în gripă, din câte știu eu. Tot Nicușor Savin relatează un caz, ci că un coleg al meu, confirmat pozitiv, toți cei care au intrat în contact cu el au fost testați de câte două ori, test rapid și PCR, niciunul n-a fost detectat pozitiv. Bravo lor, au știut să se păzească, nu? E foarte bine că mai poartă mască, se spală des pe mâini, nu folosesc aceeași cană, aceeași, nu știu, linguriță cu omul și s-au păzit. Cred că am învățat ceva în jumătatea asta de ani de când s-a declarat pandemie. Învățăm o ușoară distanțare socială. Nu dăm mâna, ne salutăm cu cotul și tot așa, nu? Se poate întâmpla să fie unul bolnav și ceilalți să evite, pentru că au știut să se păzească. Că doar nu beau toți din aceeași sticlă de bere.
Constantin Dumitrescu relatează altă întâmplare. Ieri seară o cunoștință și-a tăiat un deget în timp ce tăia lemne în curte. A mers urgent la spitalul de la Bagdasar, unde nu l-au internat și nu l-au tratat, lăsându-l să plece acasă cu degetul tăiat într-o pungă, deoarece n-a vrut să semneze un document în care rezultă că are temperatură 40, tuse și era suspect de COVID-19. Și ei urmau să-l interneze direct la ATI, la ATI. Deci cu un deget tăiat, probabil îl băgau la ATI, nu? Că exista și riscul nu de infecție. Cred că, nu? Deci nu cred că cineva își permite să ocupe locurile din ATI pentru un deget tăiat. Am nu înțeles. Cred așa ceva. Poate nu la Bagdasar, pentru că zicea două zi s-a dus la alt spital, deci, și indiferent, l-au tratat, dar a rămas fără deget. Indiferent unde, nu știu ce se întâmplă în alte spitale, indiferent unde ar fi, nimeni nu cred că își asumă să-și ocupe un loc, locurile care sunt și așa foarte greu de obținut sau, cum să zic, foarte puține, să fie internat cineva fără motiv într-o secție de terapie. Deci asta exclus. Chiar și până la pandemie, da, nu-l băga la ATI, da? Nici într-un caz. Da. Dacă avea febră 40, cine știe ce simptom avea? Păi dacă avea febră 40, atunci era, da. Suspect de COVID. Probabil că suspect de COVID, dacă avea și febră. Asta... Exact. Deci nu, dacă... Nu i-a crescut febra imediat după ce și-a tăiat degetul, nu? Că aia crește mai normal. Greu. Normal. Uite, avem posibil în instant o doamnă din Suedia, este chiar medic, sper să poată să intre. Oleg, poți să... Mi-ai trimis link, date... acum și încerc să o adaug în grup, da, mersi. Exact. Laura Ghibu. Văd. Da. Sper să avem un dialog cât mai curând, așa spontan. Doamna Laura Ghibu este o persoană pe care o cunosc, este foarte activă civic și nu numai. Și a reușit să strângă ajutoare pentru medici, pentru diferite ONG-uri din țară care să ajute la rândul lor asistenții medici și așa mai departe. Și este la curent, chiar dacă este departe, ca și mine, este la curent cu ce se întâmplă în România. Sper să intre cât mai curând posibil și să avem un dialog România Suedia, să zic, de această dată. Așteptăm până să se facă... Am adăugat un grup, ar fi trebuit să primească apel, dacă nu știe să-l primească, dacă nu primește de la mine. Laura, bagă join acolo, dacă ne auzi. Da, sau participă, dacă e Facebook în limba română. Sau participă, cum ție intră acolo, pe Messenger. Până când intră Laura, să mai discutăm cu Simona. Simona, cum văd asistenții și medicii această situație? Mai rezistă? Care este atitudinea lor? Fiindcă este interesant să cunoaștem, și nu numai interesant, să cunoaștem atitudinea lor și să vedem cum îi putem încuraja, fiindcă și răbdarea lor are limite, sunt și ei oameni. Și ce am putea noi ca și cetățeni simpli să facem pentru ei? Poate vezi câteva idei. Probabil că în România, nefiind de suficientă educație sanitară, am înțeles că în alte țări ambulanța se solicită doar pentru cazurile care merită să fie transportate cu ambulanța, deci nu pentru orice caz. Ar trebui să conștientizeze oamenii lucrul ăsta și să cheme ambulanța doar atunci când este nevoie. Pentru că protejarea noastră se face purtând combinizoane, mască și la temperaturile de vară, nu-i chiar simplu, deci ești ca în saună. Asta din punctul celor care lucră pe ambulanță, dar nici cei care lucră în spital nu e tot la fel. Deci să stai 12 ore sau cât stai când ești pe o secție îmbrăcat în combinizon, nu-i chiar ușor. Altceva, ce să zic? Eu știu, auzeam în unele empatie. Județe că nu mai sunt medici, fie s-au îmbolnăvit, fie s-au epuizat fizic,
Și Probabil. secții N-am ATI fost. au, dar nu au medici care să lucreze acolo și sunt Da, deci nevoiți să probabil trimită că medici, pacienții în alte personal județe. medical, da. Nu e Da, cazul la pentru că dumneavoastră. dacă noi ne protejăm purtând, mă repet, la fiecare caz costumul pe care trebuie să-l purtăm și mască, odată că mergând la cazuri la care chiar nu e nevoie, risipești un costum, da? Pentru că nu ai de unde să știi atunci când pleci și la solicitare dacă cel de la care îți face solicitarea este sau nu este pozitiv. Deci se pun niște întrebări referitoare simptomatologiei de COVID, dar mă repet, poate să fie și asimptomatic și atunci surpriza să o ai. Deci Dar costumul se protecția. îmbracă pentru fiecare chemare, nu pentru o tură întreagă. Pentru fiecare chemare, da. Chiar Pentru că e că după risipă, da. fiecare Trebuie schimbat. solicitare, nu numai că schimb costumul, deci se face dezinfecția costumului cu anumită substanță, costumul se aruncă și se face dezinfecția mașinii. Deci la noi chestia asta chiar este foarte serios făcută. Deci după dezinfecția cu substanță pe bază de clor, ceea ce duce oarecum și la degradarea mașinilor, se introduce lampa 30 de minute. Cu cuarț. Deci cu ultrasunet, Da. da. Și Cu ultraviolete. timpul ăsta, ultraviolet, și timpul, în timpul ăsta nu mai poți să mergi la altă solicitare cu mașina respectivă. Iar dacă pleci, nu poți să lași mașina cu lampa înăuntru pentru că nu are cine să scoate lampa. Deci aici ar trebui făcută mai multă propagandă pentru că sunt foarte mulți care solicită ambulanța fără să fie efectiv nevoie. Și sunt alții care ar avea nevoie și care ar trebui să o solicite și nu o fac de teama COVID-ului. Deci aici este vorba din nou de educația oamenilor și de măsurile de prevenție. Da, asta spun din punctul meu Da. de vedere. Eu cred că este introdus în chat Life și Laura. Să vedem, să nimerim exact contul. Să vedem. Laura, să ne dai un mesaj ceva dacă poți intra. Teoretic, trebuie să poți intra. Da? Ok. Bun. O să mai citesc comentarii, dar dacă o așteptăm pe Laura. Exact, hai că exact. Claudia Stagachis zice: noi românii la politică care este la ora actuală nu mai suntem conștienți și am devenit lehamete de tot ce este politic. Tot ce ni se Corect. spune la televizor, chiar și despre protecție. Deci iată, din cauza imaginii proaste a clasei politice, oamenii n-au încredere nici în sănătate, nici în medici. Și zice femeia, se moare și de gripă, chiar dacă ești vaccinat. Da, dar mult mai puțin. Tatăl meu, tot Claudia zice, a fost operat săptămâna trecută și nu au fost probleme la Constanța. A fost testat și este ok. Tot de la Constanța relatează Nelu Cosma, colegul nostru verde, sistemul de sănătate este depășit. Este tot sistemul de sănătate, cred că e depășit, fără discuție. Am înțeles. Și Da. Cornel Burete zice: salutări de la Pitești, noi suntem în stand-by cu privire la închiderea Argeșului. Totuși sperăm să nu fie cazul. Nu știu ce e acolo, dar probabil e o situație, e un focar activ și periculos. Da. Claudia zice: la Laura, intrat? Brașov, la Brașov au venit medici din Germania să ajute. Brașovul este pe locul 3 pe țară la numărul de cazuri de COVID. Oare cum se explică? De exemplu, la Suceava dădeam totul vina pe sărăcie, pe proasta, slaba educație a oamenilor. Brașovul e un punct turistic foarte atractiv. Ai de la turiști, am înțeles. Bănuiesc, na, e o Ar fi o părere. explicație, da, sigur. Iată, a intrat și Laura Ghibu, să o salutăm. Gabi, te rog, fă prezentarea. Servus, Laura. Vă Am salut, avut cetăți. plăcerea și onoarea să cunosc familia Ghibu, în general, și o să aflați niște chestii inedite. Tatăl este nepotul unui ministrului Onisifor Ghivu, deci vorbim cu o stră-stră
nepoată, să zic Perfect. așa, și cum unii sunt la verzi, unii sunt la simpatizanții la alt partid. Dar este interesant, în orice caz am avut niște proiecte foarte minunate cu Laura și o salut și salut pe toți cei pe care i-am cunoscut prin intermediul ei, niște oameni deosebiți și iată-ne și aici vorbim despre această nenorocire COVID-ul care ne-a schimbat tot universul. Servus, Laura, și mulțumesc pentru tot ajutorul care îl faci celor din țară. Da, bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Inima mea este clar verde. Fac multe proiecte ecologice și în cadrul partidului în care activez. Acum îmi pare rău că nu știam de voi înainte, fiindcă structura mea ar fi fost mult mai potrivită într-o mișcare ca a voastră. În orice caz, am primit invitația lui Gabriel să vă spun câteva informații despre ce se întâmplă în acest moment cu acest virus SARS-CoV-2. Nu știu exact ce ați vorbit până acum, dacă poți să-mi dați câteva indicii ca să știu exact ce vă interesează. Dacă e atât de grav, după cum se spune, că oamenii nu mai au încredere în clasa politică și de asta nu cred nici statisticilor oficiale, nici celor ce spun medicii, dacă ar ajunge ei să vadă cu ochii lor sau să sufere ei pe pielea lor, ar crede, dar altfel nu prea cred ce se spune la televizor. Problema cu televizorul în România este destul de importantă. Din păcate, comunicarea a fost extrem, extrem de proastă. Situația este destul de maronie, să zicem așa, în acest moment, fiindcă se infectează foarte mulți și se presupune că sistemul sanitar va colapsa în cam 2 luni, dacă se merge în acest ritm. Se spune, unii spun că nu mai sunt paturi în ATI, alții spun că au foarte multe paturi în ATI. Acum o să vă explic o treabă. Paturile în ATI sunt absolut necesare pentru tot felul de probleme, nu numai pentru COVID. România spun că au cam 2000 de paturi în ATI, dintre care 1600, spun unii 1400, spun alții, tot atât de ventilatoare. Putem să oprim microfoanele, vă rog, că auzi foarte, foarte da, prost. Da, rugăm pe Simona și pe Gabi să închidă microfonul când o să vorbească să-l pornească. Atingeți ecranul și va apare butonul de microfon. A, e în regulă, gata, s-a făcut liniște. Mulțumim! Eu am vorbit cu niște persoane din Ministerul Sănătății și cu niște colegi medici din România care mi-au spus următorul lucru. Una este să ai un pat cu un ventilator și alta este să ai un pat unde să fie personal care să poată asiste, o să se asiste un bolnav. În acest moment avem 4 bolnavi pe asistentă medicală, care este absolut ucigător. Aici, în Suedia, avem cam 6 persoane pe bolnav COVID. În România avem o singură asistentă, 4 bolnavi COVID. În România, rata mortalității la ATI este 50%. În Suedia este 4%. Deci vă dați seama că situația nu este problematică din cauza lipsei de materiale sau din lipsa locurilor în spital. Este problematică din cauza lipsei personalului, care unde este, este în străinătate. Vă dați seama că orice țară, când își alocă un număr de locuri la facultățile de medicină sau pentru asistență medicală, își face un proiect. Avem atâta populație, avem nevoie de atâția medici. Dacă jumătate sau 3 sferturi din acești medici pleacă după aceea în străinătate, există o diferență extrem de mare în balanțul de la resursele umane. Apoi, noi în România avem o populație care este preponderent bolnavă. Marea majoritate a oamenilor peste 50 de ani au afecțiuni care îi face să intre în zona de risc pentru COVID-19. De la hipertensiune, la diabet, la obezitate, la probleme cu rinichii. Fumători în România sunt 33%. În Suedia, de exemplu, sunt 7%. Deci,
chiar dacă sunt numai 273 de oameni internați în acest moment la ATI în România. Acești oameni au probleme extrem de mari, necesită foarte mult ajutor. Și nu trebuie să uităm că de obicei celelalte persoane care au nevoie de terapie intensivă, la 10 milioane sunt cam 400, să zicem așa, pe zi. Noi suntem 18 milioane. Hai să zicem că noi suntem un pic mai bolnavi decât suedezii, băgăm și accidentele de mașină și da, alte probleme de sănătate grave care necesită operații, avem mai multe hepatite, avem mai multe probleme de genul ăsta. Probabil că aceste dintre cele 1400 de locuri cu ventilator, hai să zicem 1600 să fim generoși, cam 900, după părerea mea, ar trebui să fie ocupate de oamenii normali, fiindcă asta este o statistică europeană. De acești 900 care sunt în terapie intensivă și care nu sunt bolnavi COVID, însă nu se vorbește deloc. Și lumea crede că noi avem 2000 de paturi care așteaptă acolo, frumos făcute cu ventilator și cu personal care numai să aștepte bolnavi. Zicea, pe ce mare lucru că avem numai 200 de bolnavi, că avem 2000 de paturi. Da? Deci să înțeleg, Laura, că sistemul tare, la diferite aspecte, este total diferit. Nu există o uniformitate, să înțeleg. Să înțelegem că comunicarea este total deficitară și de asta nu pricepem nimic. Dacă exact. Termină-ți ideea că vreau să vin cu o observație. Termină-ți, te rog, ideea. Deci ideea mea era de făcut un simplu calcul matematic. Să zicem, deci 900 de bolnavi normali de ATI plus 200, plus 300 de bolnavi COVID, sunt 1200. Asta înseamnă că mai sunt disponibile 200 de locuri pentru bolnavi COVID cu ventilator și cu personal epuizat și la limită. De aceea situația este maronie în România, este foarte gravă. Se încearcă să se transmită mesajul, dar foarte prost. Dacă nu se începe distanțarea fizică cât de curând, vom avea o situație similară Italiei. Am terminat. Adică să revenim la distanțarea fizică din perioada de stare de urgență, nu? De până în 15 mai. Nu, este necesar. Nu este necesar. Deci este destul să nu fie distanțarea fizică normală, adică să nu se mai facă petreceri, chefuri, promenadă pe mare și toată lumea să fie cât mai departe unul de celălalt, în spațiile închise să poarte mască. Ce părere aveți despre împărtășania cu o singură linguriță? Deci, din punct de vedere e tradițională, medical, dar e periculoasă sau nu? Din punct de vedere medical, este ca și cum ți-ai trage un glonț în cap. Am înțeles. Mulțumesc. Laura, o chestiune. Dacă ne uităm pe statistică, lumea zice că domnule, uite, dar în Suedia, la jumătate de populație, ca și în România, sunt, uite, 5.000 de morți, uite, stăm mai bine. Este, adică, cum ne explici tu treaba asta, cu paranteza că domnul Tegnell, epidemiologul șef al Suediei, și-a cerut scuze pentru faptul că nu a avut grijă, în special, de bătrânii din bătrânii instituționalizați. Cum interpretezi tu aceste cifre? Fiindcă sunt undeva peste 5.000 de morți în Suedia și în România sunt undeva în jur de 2.000. În România am avut norocul să fim un pic mai în spatele valului de infectare. Suedia a fost, nu în primul val ca Italia și Franța, a fost în al doilea val de infectare. România ar fi cam în al treilea val de infectare, deci suntem decalați cam la 2-3 săptămâni față de Suedia. În Suedia, când a venit acest virus, nu se știa atât de mult despre cum se răspândește și care este gradul de infecțiozitate, cum se știe acum.
din păcate, nu se știa despre efectul care poate să-l aibă pentru persoanele care au piele mai închisă de culoare. Aceste persoane, având un deficit de vitamină D, se îmbolnăvesc și fac forme mult mai grave. De aceea s-au și lipsit foarte mulți bătrâni care erau îngrijiți de aceste persoane care, din păcate, au fost victime de aceste infecții din cauza ignoranței noastre a tuturor, din cauza lipsei de informație, fiindcă nu aveai ce informație dai că nu știai. Din cauza aceasta s-a dat... Am avut deci aceste... ne sugerezi să facem mișcare, să fim pozitivi și să luăm vitamina D? Da, absolut. Eu am făcut mai mult. Având experiența Suedia, am făcut un curs pentru toți cei care lucrează în azilele de bătrâni în România și acest curs de informare a fost dat la toate DGSP-AC-urile din țară. Și în felul ăsta am raised awareness-ul și probabil că am putut să salvăm foarte multe vieți. La noi este un pic diferit, este mai, zicem, mai bine. A fost mai bine gestionată situația, fiindcă cei din zonele vulnerabile, cei din DGASPC, au fost izolați la locul de muncă în perioada stării de urgență, ceea ce a făcut ca această spread, această răspândire a virusului în perioada cea mai critică să nu fie atât de importantă. Am reușit chiar să nu fie deloc, care este în multe județe din România, în zilele de bătrâni, care este o chestie fantastică. Noi avem, da, poate că mai Nicușor multe... Savin comentează pe Facebook, zice că guvernul României n-a făcut destul ca să convingă oamenii să respecte câteva reguli de bază și se referă mai ales la exemplele negative cu sindrofie în biroul premierului, etc., etc. Dar eu aș trage spuză la turta noastră, care suntem politicieni și iată, colectăm semnături acum ca să candidăm la locale. Guvernul n-a catadixit să prevadă o variantă electronică, dacă nu de vot, măcar de colectare semnături. Și acum noi trebuie să comunicăm cu 100 de oameni ca să avem 10 semnături, riscând să ne infectăm și noi și să transmitem virus. Și se pare că guvernul nu-i pasă de faptul că crește... Sau prin corespondență, exact. Sau prin corespondență. Și la locale, fiindcă dacă se vrea, se poate. Este incredibil. Da. Și e complicitatea, e vinovăția guvernului. Și tot Nicușor Savin zice, pe litoralul României, știți ce se întâmplă dacă în cei 120.000 de oameni care se distrează pe malul mării apar 10 purtători de acest virus, acolo e dezastru. E focar care va exploda în 2 săptămâni sau chiar mai devreme, nu? Că ziceți, da, de vitamina D, de mișcare, de pozitiv, oamenii se duc, iau pe pozitiv și iau și COVID. După aia îl împrăște toată țara. Sau îl aduc în capitală măcar. Se vede. Acum, pentru tineri nu este periculos. Este periculos când ajung acasă, la părinți și la bunici și e contaminat. Deci, da. Toți trebuie să ne distanțăm fizic. Da. Laura, noi ne apropiem de sfârșit. Aș dori să o introducem și pe... să aveți un, oarecum un dialog direct sau indirect. Cu concluzii măcar, da. Simona este asistentă. Simona, dragă, ce schimb de experiențe ți-ai dorit din străinătate? Și Laura, ce mesaj ai tu pentru asistenții și medicii din străinătate? Simona, ai cuvântul pentru Laura. Ne auzi, Simona? Ne aude, dar nu reușește să pornească microfonul. Simona, pornește microfonul. Tot trebuie atins ecranul și apare butonul microfonului. Exact. Așa. Da. Încă o dată, ce sprijin sau ce sfaturi, ce ai avea nevoie de la eu știu, expertiza din străinătate? Ce sfaturi aș avea nevoie de expertiza din mine? Eu știu, ce ai nevoie? Dau un exemplu. Brațe ar avea nevoie. Brațe de muncă? Brațe. Să revină măcar medicii români să revină de afară, da? Da, deci în perioada asta au fost angajați pe o perioadă de, cât să zic, 29 de zile. După care, din lipsă de fonduri, asistenții care au fost angajați au fost dați afară. Wow. Deci, pe motiv financiar.
O, deci avem oameni, nu-ți plecați peste hotare, dar n-avem bani pentru oamenii aceia. Și ei nu vor să facă voluntariat. Să-și pună viața în pericol voluntar. Da. Da, deci lucrurile sunt mai complicate. Da. Laura, Laura, ce sfat sau ce informații utile ai avea pentru asistenții și medicii din țară? Este greu. Este greu, fiindcă, sincer, ei știu foarte bine ce trebuie să facă. Dar sunt epuizați, nu au destul personal și nu mai au putere. Deci eu, singurul lucru care pot să le trimit este să îi îmbărbătesc și să îi îmbrățișez de departe. Fiindcă protocoale la Ministerul Sănătății, protocoale de tratament există. Medicamentele se pare că există. Echipamentele de protecție s-au cumpărat și văd că încep să fie utilizate și foarte bine. Dar, din păcate, le trebuie oameni care să îi ajute și să îi suplinească, mai ales acum, după atâtea luni de muncă, de epuizare. Pentru orice fel de sprijin moral și psihic și psihologic, noi suntem aici pentru voi. Altfel, nu știu ce să vă spun. Mulțumim. Scapă cine poate, da? Mă simt rău când mă gândesc la epuizarea voastră și aș vrea să fac ceva, dar nu pot să vă dau decât suportul meu psihologic și să vă aplaud. Atât. Mulțumim foarte mult pentru participare ambelor. Doamne, Gabi, mulțumim pentru moderare. Trebuie să închidem că-s chemat în altă emisiune. Exact. Simona, ultimul cuvânt. Da. Servus, ne auzim. La revedere. Spălați-vă pe mâini și pe dinți. Și purtați mască. Da, totuși, purtarea măștii e importantă. Mersi mult, Laura, mersi mult, Simona, pentru emisiune. Servus, drum bun să aveți. La revedere.